avizat calitatea apei pentru consum uman, acelei utilizate pentru alte activități umane, respectiv apa de îmbăiere, respectarea cerințelor legale în unitățile de folosință publică, prestarea servicii, gestionarea deșeurilor lichide solide, calitatea habitatului, condițiile de producție, distribuție, desfacere, produse cosmetice, precum și conformitatea acestora. Pentru verificarea calității apei potabile pentru consumul uman, s-au efectuat 970 de controle. În total, au fost verificate monitorizarea de audit a apei potabile și monitorizarea de control. Principalele deficiențe au fost neasigurarea calității apei din sursele centrale și locale publice, neefectuarea monitorizării de control, etc. Referitor la verificarea calității apei de îmbăiere, s-a întreprins o acțiune tematică cu privire la calitatea apei de îmbăiere din piscinele, ștanurile și bazinele de inod de terasă județului Cluj, care s-au concretizat în efectuarea 20 de controle și 9 recontrole cu recoltarea 34 probe de apă pentru examinări chimice și bacteriologice. Probele recoltate din câmpia Tuții au ieșit corespunzătoare, nu au fost constatate deficiențe. Pentru respectarea cerințelor legale în unitățile de folosință publică au fost efectuate un număr de 60 de controle și un recontrol. S-au aplicat două sancțiuni, în valoare totală de 1600 de lei. Pentru verificarea calității habitatului au fost efectuate 91 de controle și 13 de controle, 3 sancțiuni și o, dintre care 3 sancțiuni avertisment, amende contravenționale de 300 de lei. Pentru gestionarea deșeurilor lichide și solide au fost verificate 1244 de unități. Dintre acestea, 15 controle s-au efectuat în incinta stațiilor de neutralizare de deșeuri solide. Referitor la produsele cosmetice, s-au întreprins controle la producători, distribuitori, acțiuni tematice și acțiuni fixate de Ministerul Sănătății. Acțiunea de control în domeniul mediului de muncă s-a concretizat prin 24 controle, 13 controle, în cadrul a două acțiuni tematice. Pentru prevenirea riscului profesional au fost verificate 10 unități care au înregistrat boli profesionale în anul 2010. Sancțiunile contravenționale au fost principale, amenzi în valoare de 400 de lei. În domeniul controlului produselor biocide au fost efectuate 1426 de controle. S-au aplicat două sancțiuni, dintre care o amendă contravențională în valoare de 300 de lei. Activitatea în colectivitățile de copii și tineri a avut drept scop principal prevenirea îmbolnăvirilor acute și cronice la această categorie de populație. Au fost efectuate în total 166 de controle. Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale principale în valoare de 800 de RON. Pe perioada vacanței au fost verificate taberele de odihnă. Nu au fost constatate deficiențe majore. Pe linie de epidemiologie au fost derulate 4 acțiuni tematice, laboratoarele de analize medicale, unitățile sanitare cu paturi, cabinetele de medicină de familie, controlul vaccinărilor în cadrul Programului Național de Imunizări. Au fost centralizate date referitoare la unitățile de transfuzie sanguină. Pe linie de igienă alimentației s-au efectuat 630 de controle și au fost recoltate 38 de probe de produse alimentare.
s-au recat de la comercializare 86,9 kg produse. Au fost aplicate 67 de sancțiuni, în valoare totală de 45.100 lei și o sancțiune complementară, suspendarea temporară a activității. Au fost înregistrate și 37 de alerte rapide pe diferite domenii. Pentru prevenirea și combaterea efectelor produselor din tutun, au fost efectuate 1039 de controle, s-au aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 500 de lei. Problemele de sănătate publică importante identificate au fost în relație cu instalații de furnizare apă din mediul rural. Aici s-au întâlnit deficiențe în asigurarea calității apei potabile furnizate de consiliile din mediul rural. Referitor la calitatea apei de îmbăiere, s-au constatat deficiențe cele mai multe în municipiul Cluj. Au fost verificate produsele etnobotanice, două acțiuni în colaborare cu Primăria Cluj-Napoca, Cartea Financiară, Protecția Consumatorului, etc. Au fost efectuate acțiuni de control ale suplimentelor nutritive. S-au efectuat acțiuni de informare a populației referitor la cerințe privind normele de igienă în unități de alimentație, informări privind riscuri de sănătate, prin consum de alimente în perioada sărbătorilor pascale, recomandări privind respectarea bunelor practici și de igienă pentru prevenirea epidemiei de toxinfecție alimentară datorate Escherichia coli, enterohemoragică apărută în Germania, măsuri de protecție personală împotriva infestării cu căpușe, norme de igienă în colectivitățile temporare de copii și tineri și reguli de sănătate publică la comercializarea și consumul ciupercilor din flora spontană. În prezent este demarată acțiune tematică de control de la Ministerul Sănătății în unitățile de învățământ de toate grade.